Toți avem în bucătărie acest ingredient minune pe care îl putem folosi nu doar în bucătărie, ci și în baie, atât la curățarea băii, cât și la spălarea rufelor. Oțetul. Știai că oțetul este unul dintre cele mai bune alegeri pentru spălarea rufelor? Decât să cheltuim 10 de lei pe un balsam costisitor, plin de chimicale și parfumuri, folosește oțetul de vin alb. Oțetul alb este nemaipomenit atunci când vine vorba de țesuturi, având foarte multe întrebuințări. Acesta înmoaie țesuturile, elimină rezidurile de detergent și previne îngălbenirea hainelor de culoare albă. În plus, acționează ca un dezinfectant, antibacterian, curăță mașina de spălat și împiedică formarea calcarului. De când am descoperit oțetul, noi nu mai cumpărăm balsam de rufe. Este mult mai sănătos și natural, lipsit de chimicale și, în plus, își face treaba foarte bine. Care este rețeta? Cum trebuie folosit? Cum am spus anterior, poate fi folosit în mai multe feluri. Dar dacă doriți să-l folosiți ca balsam, rețeta este una foarte simplă. Eu folosesc o sticlă goală de balsam de rufe de 3 litri, în care adaug 1 litru de oțet alb și 2 litri de apă. Amestecăm totul bine și soluția este gata. Dacă doresc să adaug și un miros plăcut, sunt de cumpărat concentrate naturale de parfumuri și adaug câteva picături în compoziția creată pentru un miros plăcut. Vei fi uimit de rezultat și va fi ultima dată când vei folosi un balsam de rufe din magazin. Sper că ți-a plăcut acest videoclip, iar dacă mai dorești videoclipuri interesante ca acestea, nu uita să te abonezi la canal și să apeși clopoțelul. Vă mulțumesc!